Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt pe drum împreună cu Marian Dinu, mergem la Tecuci, unde avem de susținut un seminar de kickboxing la clubul sportiv Fight Club Academy, Luis Turcu fiind partenerul nostru de la Tecuci. Mergem să susținem un seminar, să vedem cum se mișcă băieții acolo și stați alături de noi să vedeți ce urmează să facem în această zi. Nu uitați, subscribe canalul de YouTube, nu spui la adrese, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez câte ceva nou. Follow pe Instagram, o să pun Instagramul meu aici, Pitbulat adrese oficial. Follow pe Instagram Marian Jeredin, o să fie aici Instagramul lui. Mai avem cam 10 km până în Tecuci. Mariane, nu mâine, poi mâine trebuie să votăm. Cu cine votăm? Păi chiar astăzi m-a sunat un candidat, dar nu avem voie să-i dăm numele acum și m-a rugat să votez cu el. Da. El sau robotul? El a vorbit acolo, maestre, a zis, sunați-l pe Marian Dinu, că ăsta sigur ne votează. Ăsta cum vinde bilete multe la gală, aduce și mulți alegători. Am înțeles. Și... dar vine măcar la gală candidatul ăsta? Eu l-am invitat acum, să vedem dacă se ține de promisiune. A promis că-l votez, el a promis că vine la gală. Sigur, nu? Da. Băi, nici eu nu știu cu cine să votez, dar până... duminică. Până duminică voi ieși cu siguranță la vot și voi ști cu cine voi vota. Am ajuns, ne așteaptă lui în față, mâncăm ceva, după care mergem la sală. Sunt alături de lui Turcu, președintele clubului Fight Club Academy Tecuci. Am fost și la deschiderea sălii, chiar avem un vlog pe tema asta pe care l-am făcut atunci când am venit la deschiderea sălii. Cât a trecut de atunci? Vreo un an de zile, nu? A trecut exact 9 luni. 9 luni. Cum merge sala de atunci, de când ai dat drumul, comparativ cu acum? Evident că au crescut numărul de practicanți în secția de kickboxing. Suntem mulțumiți, am avut și câțiva sportivi buni care promit și fac performanță. Deocamdată ne batem la amator, grupa de kickboxing. Suntem mulțumiți. Aveți campion național? Avem campion național și copii și adulți. La amator. Foarte tare. Și la pro, când vreți intra? Păi dacă astăzi va fi o zi de bun augur și o să vă placă câțiva sportivi, poate ne facem debutul la începutul anului viitor. Ar cam trebui. Ar cam trebui. Ar cam trebui deja. Cam câți sportivi are Fight Club Academy la ora actuală pe toate disciplinele? Brazilian, jiu-jitsu, lupte, toate disciplinele, cred între 100 și 120 de sportivi. Lupte libere, kickboxing, jiu-jitsu brazilian și jiu-jitsu japonez. Am înțeles. Foarte interesant. Abia aștept să văd sala din nou, să revăd sala cum s-a menținut până ce s-a menținut la fel de curată și de frumoasă și să lucrez cu sportivii de aici, de la Tecuci, cu grupa de kickboxing. Abia așteptăm și o viseară seminară. Jumătate de oră vine Luis după noi și mergem la sală. Sala e aproape. După aia venim înapoi și mâncăm aici. Deci suntem așa pe relax. Ne pregătim să mergem la sală. Ai văzut cum a făcut becul? Nu s-a luat niciun curent. Suntem pe holul hotelului. Mergem spre sala Fight Club Academy din Tecuci să susținem acel seminar de kickboxing despre care vă vorbeam pe mașină. Ești pregătit, Marian, să faci sparing cu băieții? Să susținem pe Marian Dinu. Să susținem pe Marian Dinu unde? Pe 1 decembrie. La sala primară din București. Am impresia că tu vrei să ieși președinte și vrei să fii votat. Votați Marian Dinu. Thank you.
s-a părut seminarul? Super. Sparing-ul cu băieții cum a fost? Bine, foarte bun băieții. Bun, se mișcă foarte bine, da. Băiatul la mare ți-a cam dat, ți-a dat niște frontale, te-a încins puțin. Mamă, mi-a pizdel. Te-a încins puțin. Ce faci, mă, vorbești cu mine, ai ieșit din cadru. Unde te-ai apleci? Mă ascund, maestre, aici, râde de mine. De ce? Că mi-a dat pizdel. Păi tu ai zis-o. Deci, și eu recunosc când mă lovește cineva. Recunosc și te râd, băieții, de tine, o să-i filmezi și pe ei să apară și în cadru. Stau râs. Râdeau de tine, da. Asta e mai zis. Asta e, te mai doare corpul? Tot corpul mă doare, am un febră de la circuitul ăla. O să filmăm un circuit de la... Probabil spune că noi încă nu le-am spus cu cine mă bat. Cu cine? Nu mă zic. Nu spune. O să zice. Până n-apare afișul, nu spun. La tecuci, la micul dejun, mai stăm puțin, ne întâlnim cu lui și plecăm spre casă. Mariane, povestește puțin ce ai pățit, mamă, că îmi bate lumina. Nu mai povesti nimic, mai este supărat rău. De ce? Băi, anul trecut, dacă nu mă înșel, sau acum, veneam de la Iași. Da. Tot pe drumul ăsta, a sărit o piatră în parbrizul maestru și l-a crăpat. Da. Și ai râs puțin de mine. Puțin mai mult. Ei, acum s-a întors roata. O să vă arăt și parbrizul imediat cum arată. Mai râs, mai nene? Cum era să mai râdă cineva acum că i-a luat permisul și să-mi ia și mie? Mă lăsa aia pe a început rău. Să se extindă, ai văzut? Mamă, nu vedeam eu pe prostul dacă aruncă cu piatră. Dar a aruncat, a sărit de la roată. Era un punct de roată.